Ambasadorul SUA, Hans Klem, a susținut la Cluj-Napoca un discurs în care a vorbit despre instabilitatea Europei și de comportamentul Rusiei. În lumea actuală ne confruntăm cu amenințări din toate direcțiile. La Est avem de a face cu o Rusie revanșardă, care destabilizează securitatea europeană. Rusia a devenit extrem de inovatoare în privința utilizării unor tipuri de război tipice pentru secolul al XXI-lea, inclusiv războiul informațional, cibernetic și hibrid, scrie știri de Cluj. În discursul său, ambasadorul a atras atenția în special asupra unei potențiale amenințări venite dinspre Rusia și la ceea ce Statele Unite, NATO și România întreprind în această privință.